Vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 26. O să citim împreună începând cu versetul 36. Matei, capitolul 26, versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghesimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haide să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dătuse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Amin. Reocupați-vă locurile, stimații mei. Dumnezeu ne-a mai dat viață să ne putem întâlni în sanctuar și să ne închinăm în această frumoasă seară, aducându-ne aminte de Domnul care a murit pentru noi. Predica pe care o să o rostesc în această seară am numit-o Paradoxul Priorităților. Trebuie să acceptăm faptul că suntem într-un moment unic din an, celebrând suferința și moartea înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos pentru noi. Scopul nostru și în această seară este să ne aducem aminte de dragostea lui Dumnezeu, de suferința Fiului Său, Iisus Hristos, care a murit pentru noi ca să ne mântuiască și apoi să ne ofere în dar, că n-aveam cu ce să-i plătim, mântuirea pentru care a murit. Cred din toată inima că vom reuși să-L onorăm pe Mântuitorul în mod responsabil doar atunci când ne vom aduce aminte de El că este unic, care unicitate este vizibilă în viața și acțiunile sale. Prioritățile unui om arată valorile, intențiile și motivațiile sale. Între prioritățile Mântuitorului Iisus Hristos manifestate în Scriptură în Săptămâna Mare și între prioritățile ucenicilor care se aflau la finalul seminarului de 3 ani și jumătate cu Domnul, este un mare paradox. De aceea am numit predica mea Paradoxul Priorităților. Paradoxul priorităților din Săptămâna Mare. Din paradoxul priorităților Mântuitorului, așezate în contrast cu paradoxul priorităților ucenicilor, vom desprinde motivația să-L onorăm, pentru că El este într-adevăr unic. Care au fost prioritățile ucenicilor? Ucenicii aceștia au fost aleși de Domnul. Au fost în școala vieții împreună cu Domnul aproximativ 3 ani și jumătate. Totuși ei au dat dovadă de multe slăbiciuni, priorități greșite,
Și numai umplerea cu Duhul Sfânt, care avea să se manifeste mai târziu, aproximativ o lună jumate, două peste, a ajuns să-i măturizeze și să formeze, să facă din ei niște exponențe ai creștinismului. Niște oameni care au predicat în numele Domnului și în felul acesta s-a format și a crescut Biserica lui Dumnezeu. Scopul meu în această seară este să prezint în contrast prioritățile Domnului Iisus, care este modelul lui Dumnezeu pentru noi, de la care trebuie să ne învățăm, pe care trebuie să-L imităm și al cărui chip trebuie să-L purtăm. Și așa cum spuneam, în contrast prioritățile ucenicilor, care sunt superficiale și mediocre. Contrastul acesta aș vrea să fie izbitor pentru noi și să ne uităm la el gândindu-ne la noi. Primul lucru pe care l-am constatat, pe care l-am văzut ca o prioritate, este confortul, confortul ucenicilor. În seara care am fost prins, Hristos i-a luat pe toți ucenicii și s-a dus în grădină, în grădina cu măslin. I-a lăsat pe ucenici acolo și a spus următoarele cuvinte: ședeți aici până mă voi ruga. Marcu, capitolul 14, versetul 32. Ceea ce am citit în această seară e din Matei, dar în Marcu sunt aceleași cuvinte. Ucenicilor le-a spus: ședeți aici. Asta e ceea ce le-a spus: ședeți. Biblia ne spune că a luat dintre ucenici pe trei, pe Petru, Iacov și Ioan, pe cei mai proeminenți, și a intrat cu ei în grădină, numai cu ei trei. Și lor le-a spus altceva. Le-a spus: rămâneți aici și vegheați. Domnul a mers și s-a rugat și după o vreme s-a întors la cei trei care ar fi trebuit să vegheze. Și Biblia ne spune că i-a găsit dormind. Domnul i-a trezit și s-a adresat lui Petru, întrebându-l: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Marcu 14:37. Apoi, în versetul 38, le-a spus, însă le-a spus ceva mai mult: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. La tot ucenicii le-a spus: ședeți aici. Celor trei pe care i-a luat cu el și au intrat în grădină le-a spus: vegheați. Și după ce i-a găsit dormind le-a spus: vegheați și rugați-vă. Când s-a întors a doua oară și i-a găsit dormind, Domnul le-a zis: de acum încolo puteți să dormiți liniștiți și să vă odihniți. Ceea ce vreau să surprindem aici este neputința, incapacitatea, iresponsabilitatea ucenicilor de a veghea împreună cu Domnul și de a se ruga. Dacă s-ar fi întâmplat ceva ieșit din comun cu ei, Domnul nu le-ar fi cerut să vegheze și să se roage. Din moment ce El le-a cerut lucrurile acestea, asta înseamnă că ar fi putut să facă lucrul ăsta. Oricare dintre noi ne putem ruga. E adevărat că uneori suntem obosiți și dacă e noaptea târziu putem adormi la rugăciune. Mie mi s-a întâmplat să ațipesc rugându-mă în anumite momente când am fost foarte epuizat, dar am avut dorința să mă rog. Într-o viață de muritor ți se poate întâmpla asta o dată, de două sau de nouă. Însă, în momentul acela mi se pare ciudat că toți trei ucenicii au adormit, cei mai proeminenți dintre ucenici. Și asta mă face să cred că n-au înțeles prea mult ce se întâmplă. Nu au anticipat ce urmează să se întâmple. Și confortul lor trădează o prioritate greșită. Uitându-mă la o a doua prioritate, văd materialismul lui Iuda. Trădarea lui Iuda a fost motivată de avantaje materiale. Citim în Matei 26, versetele 14 la 17, următoarele cuvinte. Atunci unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați? Este ușor de înțeles că el a vrut să câștige ceva oferindu-l pe Domnul. El nu a spus: eu o să vă ajut să-l prindeți, fără să câștig nimic. El a spus: eu vreau să câștig ceva. Ce urmează să-mi dați dacă vreți să vi-l dau? Este interesant faptul că Iuda a fost confruntat de Domnul Iisus în public și totuși lucrul acesta nu l-a trezit. În Biserica lui Dumnezeu vin tot felul de oameni. Unii dintre ei sunt extrem de dezinteresați. Vorbesc tot programul, textuiesc tot programul, râd tot programul. Mă uit și încerc să mă gândesc
De ce cel de lângă el plânge și el textuiește? Hristos a murit pentru amândoi. De ce este așa de mare diferența? Și mă întreb din nou, cum cuvintele predicii nu-l pot face să se simtă rău? Stau unii de vorbă câte 5-10 minute și mă uit la ei fix ca să mă vadă că mă uit la ei. Unii se jenează, alții nu mă văd, au treabă. Și mă întreb, ce se întâmplă? De ce au venit aici? Ce se întâmplă în sufletul lor? Și mă uit la Iuda, că nu un om ca mine, ci Domnul l-a confruntat în grupul ucenicilor și îi spune, tu ești. Am să citesc din Matei 26:21. Nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el a zis, cel ce a întins cu mine mâna în blid. Nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Și culmea este că el nu și-a cerut iertare, nu s-a oprit, ci pur și simplu a continuat. Mă întreb, ce șanse are un păstor în generația noastră să mustre pe unul dintre membrii bisericii care trăiește în păcat, care e împietrit, care și-a pierdut calea cu Dumnezeu, care s-a îndepărtat de Domnul și a rămas doar cu religia de a mai veni uneori la biserică? Ce șanse are un om duhovnicesc, un păstor, un lucrător, un om în vârstă, mustrându-l să-i atragă atenția asupra felul lui de viață care este stricat și acesta să se corecteze și să nu răspundă cu aroganță? Nicio șansă. Domnul nu a reușit să-l convertească pe Iuda. L-a confruntat personal. Domnului nu i-a fost rușine, ci pur și simplu i-a spus, tu ești, dar asta nu l-a ajutat pe Iuda. Nu i-a fost rușine de ceea ce urmează să facă, nu s-a oprit, ci pur și simplu și-a continuat drumul. Ce fel de drum? Drumul trădătorului. Poate un om să ajungă așa de rău? Da? Poate un om să reziste la cercetarea Duhului, la cercetarea Evangheliei? Da? Poate un om să suporte mustrarea și să nu se lipească nimic de el? Da? Ce om nefericit, e adevărat. Ce om pierdut, e adevărat. Din nefericire este adevărat. A treia prioritate greșită pe care o constatăm la unii dintre ucenici este mândria, atitudinea de superioritate. Și aceasta îi caracterizează pe ucenici. O să citesc din Ioan 13, versetele de la 3 la 6. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean, și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit la Simon Petru și Petru i-a răspuns, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? De obicei, într-o casă care se respecta din vremea aceea, într-o casă înstărită, stăpânul casei invita pe unul dintre robii săi să spele picioarele ucenicilor în semn de respect, de curtoazie, de ospitalitate. Stăpânul casei nu a făcut asta. Unul dintre cei 12 ar fi trebuit să aibă modestia necesară și să înțeleagă cine este învățătorul și domnul lor și să-i spele picioarele în semn de respect. Dar fiecare dintre ei a avut o părere așa de înaltă încât n-au făcut lucrul acesta. Și atunci Hristos și-a scos haina și a pus ștergarul, a turnat apă în lighean și pe rând, începând cu Petru, le-a spălat picioarele. Uitându-mă la gestul acesta, înțeleg faptul că Biblia explică că Iisus le-a spălat picioarele din câteva motive. A avut câteva motive. Ce anume? Primul dintre ele, fiindcă Iisus știa. Ce știa Iisus? Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Iisus știa cine l-a trimis. Știa că Tatăl... Atunci când știi că te-a trimis Dumnezeu să faci un lucru, nu este nevoie să te sune păstorul și să te mustre întrebându-te, hei, nu te-am văzut la biserică în ultimile 2 luni, lucrez, dar tu crezi că ești singura persoană care lucrezi în lumea asta?
Atunci când știi că Tatăl te-a trimis, atunci când știi că Tatăl te-a chemat, atunci când știi că ceea ce faci, faci pentru Tatăl, nu ai nevoie să fii mustrat de părinți, de păstor, de soție. Nu are nevoie nimeni să vină și să te certe. Pur și simplu știind că pentru Tatăl faci ceea ce faci, aceasta este cea mai puternică motivație. Cine nu face lucrul acesta din respect pentru Tatăl, nu-l va face din respect pentru nimeni. Apoi, Hristos știa care este autoritatea Lui. Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Când știi că Dumnezeu ți-a dat darul să cânți, te simți responsabil pentru slujba cântării. Când știi că Dumnezeu te-a chemat să stai făcând ordine în adunare, fiind un ușier, faci lucrul acesta ca pe o mare onoare și te simți exact un slujitor din casa lui Dumnezeu, egal cu toți slujitorii. Când știi că Dumnezeu te-a chemat să pui câțiva dolari la colectă, atât cât ai sau cât vrei, faci lucrul acesta fără să-ți pară rău. Este jertfa de închinare cu care te închini. Dar atunci când ești un om firesc, nenăscut din nou sau imatur, atunci trebuie neapărat să fii certat, să fii mustrat, să fii tras de cineva, să fii împins de cineva și tot ce faci, faci de rușine, faci de silă, faci de milă. Hristos știa că l-a trimis Tatăl și că acesta este misiunea Lui, e autoritatea Lui și trebuie să facă lucrurile astea. Spunea Pavel să mă ferească Dumnezeu să nu fac ceea ce m-a trimis Dumnezeu să fac. Hristos știa de unde a venit, de la Dumnezeu și unde se va întoarce la Dumnezeu. Apoi, Hristos s-a sculat de la masă. Iisus este modelul slujitorului, este modelul iubirii, e modelul hărniciei, e modelul responsabilității. Hristos s-a sculat. Vreau să te întreb, când te vei scula? Când te vei ridica din confort, din comoditate? Când vei înțelege că nu trebuie doar să fii slujit, ci și să slujești? Cu ce? Nu pe mine întreabă-mă, ci pe stăpân. Nu eu sunt stăpânul viei, eu sunt doar un rob ca dumneata. Când te vei trezi și când te vei scula? Când vei pune mâna pe coarnele plugului? Când vei înțelege că Tatăl te cheamă să faci slujba aceasta? Fiindcă Iisus s-a dezbrăcat de haina Lui. Modestia este dezbrăcarea de achiziții, de performanțe, de realizări și de resursele materiale care conferă o părere înaltă despre sine. Hristos a dezbrăcat și a fost modest, a fost smerit, n-a avut o părere înaltă despre sine și a slujit. Mândria îi oprește pe mulți oameni să slujească. Părerea prea înaltă, situarea pe o poziție de superioritate față de alții datorită unor achiziții intelectuale, materiale, financiare, sociale sau legate de altă natură. Nu uitați, Hristos s-a ridicat, dar să slujească. El însă s-a dezbrăcat și în seara aceasta vreau să prezint gestul acesta în mod simbolic, spunând că este bine să fim modești. Chiar dacă avem anumite valori, anumite abilități, anumite resurse, nu-i bine să facem noi caz de ele, să ne laude Dumnezeu, să ne laude oamenii, nu noi. Un alt lucru pe care îl găsesc la ucenici și e ultimul pe care îl prezint este puterea. Este puterea. După expunerea trădătorului, ucenicii au avut un conflict pe tema întâietății și în Luca 22 cu 23 Biblia spune, între apostoli s-a iscat o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie cel mai mare. Dacă vă uitați în Luca 22, referința pe care eu v-am amintit-o, înainte de versetul 23, pentru câteva versete, este prezentată confruntarea lui Iuda. Domnul confruntă de față cu ucenici și spune, tu ești. Și ceea ce mă surprinde, că după ce Domnul încheie dialogul cu Iuda, în loc ucenicii să fie zdrobiți și frânți că unul dintre ei este trădător, ei au un conflict de vorbe care să fie mai mare. Probabil se certau care să ia casieria lui Iuda. Mă gândesc eu, Biblia nu spune asta. Sau nu știu pe ce anume se certau. Întreb eu, dacă soția îmi spune că unul dintre copii e bolnav sau e în pericol, acum ar fi un timp să ne luăm la ceartă care e primul, care conduce? Ăsta e momentul cel mai potrivit? Chiar nu i-a durut inima de colegul lor? Chiar n-au putut să solidarizeze cu Domnul care e trădat? Imaginați-vă câte procente dintr-o biserică de 1000 de oameni dacă din 12 unul e un trădător. Cât de mare sunt șansele dacă sunt 120 sau 1200? Priorități greșite la ucenici
Care sunt prioritățile Domnului? Privind și înțelegând prioritățile Domnului și apoi amintindu-ne că El a spus, veniți după mine, ne înfiorăm știind că mântuirea noastră atârnă de împlinirea acestor învățături, acestor cuvinte, adică de asemănarea noastră cu Domnul. Care au fost prioritățile Domnului Iisus? De departe, prima dintre ele au fost oamenii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat, pentru ca orice om, oricine, crede în Iisus care a venit, care a murit, să nu mai moară. Hristos a venit pentru oameni. Așa de diferit de ucenici care au avut drept priorități confortul, nu oamenii, materialismul, nu oamenii, mândria, nu oamenii și puterea, nu oamenii. Hristos nu a venit pentru niciunul dintre toate aceste lucruri. El s-a dezbrăcat de toate aceste lucruri, așa cum spune Filipeni capitolul 2, începând cu versetul 6, și s-a întrupat în formă de copilaș, în neputință, și a venit la oameni ca să-i mântuiască. Iar eu și dumneata suntem doi dintre oamenii aceștia. Prioritățile Domnului au fost în primul rând oamenii. Hristos nu a dormit într-o noapte ca să poată vorbi cu Nicodim, unul dintre liderii evreilor, care a venit la el în timpul nopții. Era obosit și totuși a renunțat să doarmă pentru ca să stea la dispoziția acestui om. Într-o zi era flămând, ucenicii au plecat în Samaria să aducă mâncare. Când s-au întors, l-au găsit vorbind cu o femeie ce venise să ia apă și l-au invitat la masă și el a spus, nu mănânc, mâncați voi. Și el a renunțat să mănânce, deși era flămând, pentru ca să poată vorbi cu o femeie care se recăsătorise de 4 ori și nici acum nu era căsătorită cum trebuie și fericită. Hristos i-a iubit pe oameni. Hristos s-a oprit în dreptul lui Bartimeu, în timp ce ucenicii au apreciat că Bartimeu nu merită favoarea aceasta. Hristos ne spune Biblia că a avut acest scop al vieții, ca să moară pentru oameni ispășind păcatul lor. Și Pavel spune, n-am de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Biblia vorbește foarte mult despre moartea și suferințele Domnului. Spre exemplu, Matei spune, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim să pătimească, adică să sufere, din partea bătrânilor, din partea preoților, celor mai de seamă, din partea cărturarilor, care să fie omorât. Hristos a început să vorbească despre faptul că va muri. Cel mai mult în Biblie, când se vorbește de Hristos, se spune că se vorbește că va muri. Se vorbește că va suferi. Acesta este cel mai pronunțat aspect al existenței și activității lui Iisus Hristos în Biblie. Domnul s-a rugat pentru Petru ca să nu-și piardă credința. I-a zis, Simone, Simone, Satana te-a cerut ca să te cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine. Petru a fost un om, Domnul a iubit oamenii. Lepădarea sa de sine a fost pusă în evidență atunci când fiind surprins în grădină și Iuda l-a sărutat ca semn al vânzării și au venit soldații aprozi și l-au legat, l-au prins. Domnul și în clipa aceea s-a gândit la ucenici ca să-i scape și a spus, dacă ați venit pentru mine, pe aceștia lăsați-i să plece, lăsați-i să scape, luați-mă pe mine că pentru mine ați murit. Pur și simplu sunt surprins că în momentul acela în care ăia l-au lovit, l-au legat, el a mai avut grijă de ucenici ca să nu-i prindă și pe ei. Și a spus, dacă ați venit după mine, vă rog, pe aceștia lăsați-i să scape. Atât de mare este grija Domnului. Dacă e atât de mare, înseamnă că pot să am liniștit încredere în El. Înseamnă că atunci când sunt în pericol, nu trebuie să mă tem că m-a uitat. Înseamnă că atunci când oamenii mă neglijează, trebuie să fiu sigur că El nu mă neglijează. Înseamnă că atunci când am nevoie de El, nu trebuie să mă întreb dacă mă va ajuta sau nu, știind sigur că mă va ajuta. Înseamnă că atunci când trec prin necazurile prin care trec toți muritori în viața umană, despărțiți de cei dragi, boli, datorii, tot felul de necazuri, trebuie să-mi aduc aminte că într-o împrejurare în care trebuind să aibă grijă de El, a avut grijă de ucenici. Lucrul acesta îmi spune că mă pot încrede în grija Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! El a venit pentru oameni.
oamenii au fost, sunt și vor rămâne prioritatea Domnului Iisus Hristos. Să nu uiți, Hristos te iubește. Ești în atenția Lui ziua și noaptea. Al doilea lucru pe care îl vedem la Domnul ca și prioritate, în contrast cu prioritățile atât de superficiale ale ucenicilor, este sfințenia. O să citesc din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, fără să aduc multe referințe din lipsă de timp. Fără îndoială mare este taina evlaviei. Și acum ascultați câteva verbe care devin caracteristici ale proeminenței și excelenței lui Iisus Hristos. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în duh. A fost văzut de îngeri, a fost predicat printre neamuri, printre popoare, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. Hristos a întrupat în sfințenie. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob. Hristos nu s-a simțit ofensat să fie rob. Aceasta a fost misiunea lui. Câtă maturitate! Dumnezeu să se facă robul oamenilor. Nu pot să înțeleg. N-am ce să înțeleg. La niște oameni așa de slabi, atât de nepricepuți, atât de săraci, atât de vulnerabili, le e greu să se facă robi, măcar că sunt robi de când s-au născut. Și vine Domnul Slavei, Împăratul Împăraților, fără început și fără sfârșit, Dumnezeul care a creat toate lucrurile, se dezbracă de dumnezeire sau ascunde dumnezeirea, nemai manifestând-o, și se face rob, robul tuturor, se încarcă cu păcatele oamenilor. Pur și simplu nu putem înțelege asta. Și pentru că nu înțelegem asta, nu apreciem asta. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit. Nu există sfințenie fără smerenie. Nu există sfințenie fără ascultare. Nu există sfințenie fără asumarea responsabilității. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Hristos a venit pentru oameni. A venit ca să aducă sfințenia. A venit ca să ceară sfințenia. A venit ca să ajute oamenii să se sfințească. Și Hristos a venit să împlinească voia lui Dumnezeu. Am citit în seara aceasta din Matei, capitolul 26, acolo unde Domnul îl întreabă pe Tatăl dacă se poate să se depărteze de la mine paharul acesta. Dacă se poate, e condiționalul dacă, dar dacă nu se poate, dacă nu se poate, facă-se voia ta. Doamne, dacă se poate, dă-mi sănătate, dar dacă nu se poate, dacă nu se poate, facă-se voia ta. Doamne, ascultă-mi rugăciunea cu privire la familia mea, dacă se poate. Dar dacă nu se poate, dacă nu se poate, facă-se voia ta. Doamne, și lista este interminabilă, așa ar trebui să ne rugăm. Dacă nu avem o cunoștință concretă despre un lucru, nu generală, concretă. Dacă vine Dumnezeu și îmi spune următorul lucru, du-te la Viorel Lozneanu, puneți mâna peste el și spune așa, în numele lui Iisus din Nazaret, trebuie să te ridici, să umbli și să te faci sănătos. Atunci nu este la modul general să ne rugăm pentru bolnavi și să zicem dacă este voia ta, ci este o trimitere concretă, nu la toți oamenii. Noi pentru toți oamenii trebuie să ne rugăm, dar când e o trimitere concretă, atunci nu mai este o rugăciune dacă este voia ta. Hristos a spus, Tată, dacă nu, să se facă voia ta. V-ați gândit vreodată să vă rugați pentru cineva drag în felul ăsta? Fraților, maturitatea unui credincios îi dă putere să accepte voia lui Dumnezeu, indiferent ce culoare are, indiferent câtă durere implică, indiferent ce înseamnă asta. Uneori, sunt oameni care se supără pe Dumnezeu, cunosc oameni care s-au mâniat pe Dumnezeu, au fost nemulțumiți și pur și simplu n-au mai venit la biserică pentru că Dumnezeu și-a permis să fie Dumnezeu și să iau o decizie în dreptul lor. Nici vorbă de facă-se voia ta, ci cum ți-ai permis să ieși din voia mea. Oamenii ai lui Dumnezeu, e ușor să ținem cartea asta în mână, e ușor să o aducem cu noi la biserică, este ușor să citim din ea, dar când ajungem la versetul care spune Tată, mai frânt, nu mai pot să răsuflu,
Am ajuns la capătul puterilor, am fața schimonosită de durere, am ajuns să nu mai mă poată oamenii privi, așa de desfigurat de durere și de încercarea prin care trec. Ascultă-mă că mă rog, scapă-mă de aici, dar dacă nu, facă-se voia ta. Într-o zi se va face voia lui Dumnezeu și vom muri. Va fi o zi când Dumnezeu nu va mai asculta rugăciunea bisericii cu privire la mine. Nu poate să o asculte până la 1000 de ani. Va fi o zi în care Dumnezeu nu va mai asculta. Și pur și simplu se va spune, a murit X și Y. S-a mai rugat biserica pentru el cu 10 sau cu 20 sau cu 50 de ani din urmă. Și Dumnezeu a ascultat, dar de data aceasta nu a mai ascultat. Tată, dacă nu se poate, facă-se voia ta. Dacă nu se poate, nu din punct de vedere al capacității, la Dumnezeu nu există, nu pot, ci există doar de data aceasta e mai bine să. V-ați gândit vreodată în maniera aceasta? Vreau să închei, dragi oameni ai lui Dumnezeu, și să vă spun următoarele cuvinte. În seara aceasta am vrut cu modestie să vă prezint paradoxul priorităților în săptămâna mare și să ne uităm la prioritățile oamenilor. Spre exemplu, dorința excesivă după confort. Toată lumea vrea să fie liniștită. Nu mă bag, frate, eu vreau să fiu liniștit. Însă, cine mai predică? Cine mai cântă? Cine mai face ordine? Cine mai îngrijește copiii la Bethany Land? Cine mai curăță biserica? Cine mai reglează sunetul? Cine mai pune predicile pe website? Cine? Cine mai dirigează? Cine mai vine la repetiții? Cine? Hristos știa că Tatăl l-a chemat. De aceea la el n-a fost vorba despre confort. Întotdeauna a spus următorul lucru. Voia Tatălui meu, după Scripturi. Voia Tatălui meu, după Scripturi. Oamenii caută confort, caută materialism, caută mândrie, superioritate și caută putere. Pentru că lucrurile acestea le caută lumea. Însă Hristos a venit în lumea noastră și i-a căutat pe oameni, a căutat sfințenia și a căutat voia lui Dumnezeu. Și în seara aceasta când vorbim despre El, am încercat să creionez în câteva cuvinte, adică să prezint în câteva cuvinte, imaginea ucenicilor, cei mai proeminenți dintre oamenii evlavioși. Și pe de cealaltă parte, imaginea sclipitoare și inegalabilă a Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu spune, El este pilda lui Dumnezeu pentru voi. Și Pavel spunea, nu vreau să știu pe altcineva decât pe Hristos și pe El plin de sânge, răstignit, cu hainele îmbibate de sânge, plin de răni. Era așa de desfigurat încât îți întorceai fața, nu puteai să te uiți la El. Și Pavel spune, nu vreau să-L vedeți în glorie, nu, vreau să-L vedeți răstignit. Vreau să-L vedeți schimonosit, ca să înțelegeți care e prețul mântuirii, ca să înțelegeți pe cine urmați și nu puteți să urmați pe un Hristos schimonosit decât trecând și voi prin durerile prin care a trecut El. Neînțelegi de oamenii care nu L-au înțeles pe El, loviți de oamenii care L-au lovit pe El, fugăriți de oamenii care L-au fugărit pe El. Stimată Biserica Domnului Iisus, orice credincios care calcă pe urmele lui Iisus Hristos, va avea parte exact de ce a avut parte El. Uitați-vă cum s-a întrupat. El s-a întrupat într-o lume blestemată. A trăit și a slujit într-o lume blestemată. A fost bătut, scuipat, judecat și răstignit într-o lume blestemată. De aceea i s-a întâmplat tot ce i s-a întâmplat, pentru că a venit să treacă prin aceste experiențe în locul nostru. Trăim într-o lume care nu-L iubește și nu-L respectă. Nu ne va iubi și nu ne va respecta. Cu toate drepturile omului, cu toată Constituția și cu toată democrația civilizației secolului 21, vei fi disprețuit, vei fi marginalizat, vei fi ironizat mai mult sau mai puțin în față sau în spate, doar pentru simplu motiv că poți iubi în timp ce o lume este scăldată în ură, că poți ierta în timp ce o lume trăiește în răzvrătire, că aștept cerul în timp ce oamenii se scufundă în pământ și în destrăbălare. Doar pentru că ești diferit de lumea aceasta și ești copilul lui Dumnezeu. Astăzi vreau să te întreb,
Care îți sunt prioritățile? Confortul? Materialismul? Care îți sunt prioritățile? Puterea? Sau dimpotrivă? Înțelegi că ești trimis la oameni. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici. Nu poți să faci ucenici decât dintre oameni. Predică Evanghelia. Nu poți să predici decât oamenilor. Învață-i. Nu poți să-i înveți decât pe oameni. Botezați-i. Nu-i poți boteza decât pe oameni. Amândoi suntem trimiși la oameni cu toate resursele de care ne-a făcut Dumnezeu parte. Astăzi, în ziua morții Domnului, în această săptămână însângerată, în această zi, ne aducem aminte de prioritățile Domnului și ne rugăm, Doamne, ai mai îngăduit încă o dată să primim această lecție. Ne rugăm, ai milă de noi. Împodobește-ne cu prioritățile pe care le-ai avut Tu, pentru că Tu, în afară de biserica Ta, nu mai ai pe nimeni în lumea asta care să împlinească interesele împărăției Tale. Numai biserica Ta Te urmează, Te iubește, trăiește pentru Tine și face ce ai poruncit Tu. Noi amândoi suntem doi oameni din această biserică. Noi amândoi suntem atrași de lume. Noi amândoi suntem ispitiți. Noi amândoi suntem tentați înspre priorități greșite. Noi amândoi suntem în situația asta, dar noi amândoi suntem chemați de Domnul. Noi amândoi suntem trimiși la oameni. Noi amândoi suntem chemați să trăim în sfințenie. Și noi amândoi suntem chemați să împlinim voia lui Dumnezeu. Cine va învinge? Care chemare va fi mai mare? Înspre unde va înclina balanța? Te rog în această seară să te gândești la aceste lucruri. Uită-te la El pe cruce. Încearcă să-ți imaginezi cum era schimonosit, de nu te puteai uita la El, era desfigurat de bătaie, rănit, plin de sânge. El, Dumnezeu, și asta pentru mine, un om care m-a îmbălăcit în păcat în anii de dinainte să-L cunosc pe Dumnezeu. Și în această seară înțeleg aceste lucruri și spun, Doamne, ai milă de mine, de casa mea și de frații mei. Ajută-ne să avem prioritățile Tale, nu prioritățile lumii. Amin. Stimată biserică, îngenunchem înaintea Domnului și ne rugăm.